Românii sunt supuși în aceste zile la adevărate șocuri termice. Diferențele de temperatură ajung și la 20 de grade între regiunile din țară. În timp ce în jumătate de țară s-au înregistrat temperaturi neobișnuit de mari pentru această perioadă, în nord sunt așteptate ninsori abundente și inundații. Iarna lovește cu furie în Cluj-Napoca, unde ninge de câteva ore. În județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Cluj, Suceava și Neamț predomină ninsorile și se va depune un strat de zăpadă în medie de 10-12 cm. În acest moment, la Cluj-Napoca, termometrele indică 0 grade Celsius. Drumurile din județ sunt acoperite de zăpadă, astfel șoferii trebuie să circule cu atenție și să nu plece la drum fără să fie echipați corespunzător. Traficul se desfășoară cu dificultate și din cauza vizibilității reduse, având în vedere că în unele zone este ceață și ninge viscolit. Relatează Antena 3.ro.